Direcția Finanțelor Publice a demarat o amplă campanie de informare a contribuabililor privind noul mod de depunere a declarației fiscale 112. Din această lună, declarația se depune numai în format electronic la instituțiile financiare teritoriale. La întâlnirile care se desfășoară în întreg județul sunt clarificate și aspectele privind alte probleme pe linie financiară. Modificările din sistemul fiscal i-au determinat pe reprezentanții Direcției Finanțelor Publice Bacău să demareze o campanie de informare a contribuabililor privind depunerea declarației 112. Aceasta conține toate datele referitoare la obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate. În luna august, Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău organizează o campanie de informare a contribuabililor pentru depunerea declarației unice, formular 112, online. Așadar, începând cu această lună, declarația se depune doar online, nu se mai poate depune la ghișeu. Pentru aceasta, contribuabilii au nevoie de un certificat digital, cu ajutorul căruia depun declarația online. Obținerea unui certificat calificat se face de la unul din furnizorii acreditați din Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale. Acest act trebuie înregistrat pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală la secțiunea declarații electronice. Înregistrarea presupune efectuarea mai multor operațiuni, de la descărcarea documentului de confirmare, completare și trimiterea acestuia spre avizare furnizorului certificat calificat, înregistrarea lui pentru confirmare și avizare pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, până la printarea, semnarea și ștampilarea formularului generat în urma înregistrării documentului de confirmare și prezentarea lui la orice unitate fiscală, împreună cu actul de identitate și documentul care atestă calitatea titularului certificatului calificat. După verificarea documentelor, solicitantului îi se transmite un e-mail prin care îi se confirmă dreptul de utilizare a serviciului de depunere online a declarațiilor fiscale. Au fost deja întâlniri cu contribuabilii la Buhu și la Moinești, urmând ca în perioada următoare să fie organizate acțiuni de informare a contribuabililor la Bacău și la Onești. Invităm contribuabilii persoane juridice sau fizice pentru a obține informații referitoare la noutățile fiscale și declarația unică să participe la aceste întâlniri. În Bacău, campaniile de informare se vor derula la Administrația Financiară pe 10 august, la CECAR filiala Bacău pe 17 august și la Camera de Comerț și Industrie pe 18 august.